Salut, prieteni! Legile naturii sunt foarte simple. Ca să nu moară de foame și să supraviețuiască, animalele se ucid între ele zilnic. Haideți să vizionăm o nouă colecție de bătăline bune ale animalelor. Așa că pune un like și să începem! Broasca testoasă versus șarpe. Aceste animale se întâlnesc des în natură, așa că luptele între ele sunt inevitabile. Sunt ambele reptile și veți vedea imediat câteva lupte mortale. Fălcile ascuțite ale broaștei testoase sunt proiectate pentru mușcături puternice. Testoasa aligator, de exemplu, poate să muște degetele omului cu ușurință. Șarpele, la rândul său, e venenos, dar nu are sens să ia testoasa drept pradă. Cel mai des, șarpele pur și simplu se protejează, dar pentru testoase, șerpii sunt o pradă gustoasă, fiindcă atunci când le este foame, pot să tragă și un porumbel în apă, cu ușurință. Lei versus crocodil. În timpul unei vizite a rezervației naturale Samburu din Kenya, turiștii au reușit să captureze pe cameră un eveniment rar. Un grup de lei s-a năpustit asupra unui crocodil. Cel mai probabil că acest atac era din curiozitate sau pentru a-și apăra prada pe care leii au găsit-o în apropiere. Crocodilul a fost doar speriat pentru a primi doar câteva mușcături. Mă miră curajul leilor, cărora nu le-a fost frică să ajungă între fălcile mortale a reptilei. Observați și voi că leii par să nu fie deloc speriați de crocodili. Pot cu ușurință să lupte cu ei, ajungând chiar și învingători, dar doar pe uscat. Încă un moment interesant. Un leu mascul își protejează familia și prada, alungând crocodilii flămânzi doar cu urletul său regal. Leopard versus antilopa gnu. Mama antilopă gnu, împreună cu puiul ei destul de mare, s-a îndepărtat un pic de turmă, ceea ce a atras imediat atenție prădătorului. Dintr-o parte, antilopele, ca oricare ungulată, sunt lipsite de apărare în fața prădătorului. Din altă parte, pot să arate curaj neașteptat și caracter puternic, anume așa faptă curajoasă vedem din partea mamei, care după atacul leopardului asupra puiului său, imediat s-a năpustit să-i salveze viața. A atacat pisica cu toată puterea pentru a-și salva puiul. Coarnele antilopei sunt foarte ascuțite. Leopardul a decis totuși să nu continue atacul și bine a făcut. Leul versus bivolul african. Bivolul este unul dintre cei mai periculoși locuitori ai continentului african. De la aceste animale aparent inofensive în Africa anual, mor mai mulți oameni decât din cauza tuturor pisicilor mari la un loc. În lista celor mai periculoase animale ale Africii, bivolul este al treilea după crocodil și hipopotam. Oricine care va sta în calea bivolului va fi călcat în copitele lui fără milă. Acest animal nu prea are inamici, dar în general sunt leii. Chiar și ei însă nu fac față uriașului. Bivolul folosește coarnele sale care pot să sfâșie burta inamicului cu ușurință. Scopul leilor este să vâneze indivizii mai tineri, care pot ușor să fie despărțiți de turmă. Dar când observă vreun dușman, bivolii mereu se ajută reciproc. Doar surprinde indiferența și calmul leoaice, pentru că nici măcar n-a încercat să plece. Putea să moară ușor, odată ridicată în aer pe aceste coarne puternice. Leopardul versus antilopă. Doi masculi de antilopă se luptau pe un câmp, oferind turiștilor niște imagini fenomenale. Se luptau pentru poziția de lider pentru aproximativ 10 minute, fără să atragă atenția la turiști. Antilopele au fost atât de duse de val că nici nu au observat un leopard tânăr care abia aștepta ca una dintre ele să obosească. Leopardul decide să atace și se aruncă pe gâtul animalului. Celălalt mascul pare că nici nu înțelege ce s-a întâmplat, continuând să se lupte. Când a observat pisica mare, a fugit imediat. Leopardul a reușit să o doboare la pământ, dar antilopa scapă. După a doua încercare eșuată, leopardul rămâne cu coada între picioare. Antilopa, șchiopătând și împiedicându-se, fuge cu câteva zgârieturi. Cred că a fost o norocoasă.
Urșii deseori se luptă unii cu alții și de cele mai deseori este vorba despre bătălia pentru dominație în sezonul de împerechere sau pentru teritoriu. Un mascul gigant de urs brun este un animal foarte puternic. Prin urmare, o astfel de bătălie poate duce la vătămări grave. Masculii pot cântări până la 680 de kg, ceea ce îi face cei mai mari prădători terestri. Ursul brun este un animal sensibil, în sens că se orientează în spațiu cu ajutorul auzului și a mirosului. Vederea rea este o caracteristică specifică a sa. Necătând la dimensiunea mare și la greutatea destulă, ursul brun este practic nedetectabil auditiv, foarte rapid și agil. Este bine cunoscut că pe distanțe mici poate întrece și un cal. Pelicanul versus porumbel. Acest caz este foarte amuzant. A avut loc în parcul indonez St. James, unde se găsesc pelicani. Unul dintre ei probabil că era foarte flămând și a înghițit un porumbel. Pelicanii mănâncă păsări mici, dar de foame mare pot înghiți și o rață întreagă sau un pește mare. În cazul nostru, masa a fost luată cu succes. S-a întâmplat în fața unui grup de oameni care sperau că porumbelul va scăpa. Ei strigau: "Ieși, luptă!" Dar se pare că porumbelul nu le-a ascultat sfaturile. Unul dintre vizitatori era un fotograf în vârstă de 44 de ani care a și filmat întreaga dramă pe camera lui. După cuvintele sale, după ce a mâncat un porumbel, pelicanul a prins altul, pe care l-a așteptat o soartă exactă. Antilopă versus girafă. Aici vedeți cum o specie de antilopă a decis să compare puterile cu unul dintre cele mai înalte animale. Se pare că antilopei nu i-a plăcut că girafa se tolănea pe teritoriul ei. Probabil că animalul pur și simplu era stresat, fiindcă nu primea grija necesară. Sau poate că teritoriul ei e prea mic. De asemenea, trebuie să și îl împartă cu girafele. Poate că a fost separat de alt semen, iar după cum se știe, sunt niște animale de turmă. Există multe variante, dar antilopa a explicat în mod clar că e alfa și că ăla e teritoriul ei. Din fericire, girafa nu a avut de suferit. Veverița versus șarpe. Nu știu de ce, dar videourile în care veverițele se luptă cu șerpii mari sunt des întâlnite pe internet. Nici nu am crezut că veverițele pot să muște șerpii cu atâta ură. Dar se pare că nu îi preferă pentru că își bagă nasul în cuiburi străine și fură puii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care luptă din acest episod v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!